Pentru fie atent subiectul tău, tu nu trebuie, nu-mi trebuie dezbateri cu dânsul. Dar cum dacă președintele comisiei șede și vorbește cu alt președinte Frățun când eu dau raport și dați studiile? Nu, președintele ședință, nu, pe el s-a apropiat și se fac slalom din sală. Eu vă nu înțeleg, dar aveți față de respect față de noi. Haideți, vă rog, gata, liniște în sală, eu vă promit. Încă o dată, 3 minute, Dana, vă vremea pășlo. Eu nu glumesc. Orașul Chișinău are nevoie de un centru filtru care a să fie prelucrat cu copii cu comportament deviant, aflat în conflict cu lege și care sunt consumatori de substanțe psihoactive. Uitați-vă, eu nu vreau să vă amenință, dar vă arăt o chestie care nu are pericol la munța la dată și eu să explic ce asta să aveți în vedere. Vedeți? Asta e arma. Și arma asta e zăjigalca. Această armă era pistată la un minor. Eugen, stop. Eugen. Domnul Balsat. Gata. Domnul Balsat. Da, domnul Balsat, gata, nu e voie așa. Nu e voie, domnul Balsat. Domnul Balsat, dumneavoastră, mai mult n-aș vă ofer cuvântul, dumneavoastră distrugeți ședința Consiliului Municipal. Eu înțeleg, dar dumneavoastră să veniți cu argumente calme aici în Consiliul Municipal. Gata, domnul Balsat, vă rog părăsiți sala. Domnul Balsat, gata, liniște, vă rog părăsiți sala. Vă rog, eu înțeleg, dar nu cu pistolul în sala Consiliului Municipal. Eu înțeleg, dar fără pistol, fără arme. Haideți, suntem... Dar nu e voie. Nu e... Gata, Eugen, mersi mult. Eugen, gata! Domnul Balsat, hai te rog, ieși afară, mulțumesc mult!